Prezentă recent la DEVA cu ocazia primei burse a locurilor de muncă din țară după pandemie, Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale, a avut și alte întâlniri. Una dintre acestea a fost și cea cu jurnaliștii, în care unul dintre principalele subiecte dezbătute a fost cel de la Complexul Energetic Hunedoara, societate aflată în insolvență. În acest sens, Raluca Turcan a anunțat că minerii vor fi plătiți și în luna iunie din fondul de garantare, la care complexul nu a contribuit cu nimic. O să mai prelungim pentru încă o lună sprijinul financiar alocat angajaților din Valea Jiului, din cele patru mine, care în momentul de față sunt în etapa de insolvență, și sper ca după aceea planul de redresare pus la dispoziție de Ministerul Energiei să poată să intre în funcțiune. La solicitarea jurnaliștilor, Raluca Turcan a precizat că acest lucru este valabil și pentru angajații de la Termocentrala Mintia, care mai face încă parte din Complexul Energetic Hunedoara, acest lucru însemnând că disponibilizările și implicit plata salariilor compensatorii mai așteaptă. Când ați spus despre acest sprijin financiar pentru cele 4.000 din Valea Jiului, vă referiți și la Termocentrala Mintia și ei intră pe același grafic și vorbim de salariile pe luna iunie. Mai, sau iunie? Pe iunie. Pe iunie. Termocentrala de la Mintia nu mai produce nimic din data de 5 martie, dar de atunci până în prezent angajații au fost plătiți din mai sus menționatul fond de solidaritate prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara. Termocentrala Mintia va fi închisă pe 19 iunie, urmând a se judeca o cerere de intrare în faliment, iar peste 600 de angajați din cei circa 670 și-au depus deja cereri de disponibilizare voluntară.